Bună dimineața, băieți! 7:30 ceasul. Mergem la volieră să luăm porumbei, pentru că astăzi este ziua cea mare. Îmbarcăm porumbei pentru derby, undeva la 420 de kilometri. Am eu. Va fi o etapă frumoasă, cu puțin vânt. Ar rima din față, dar nu, că e din spate. Și vedem ce o să se întâmple. Băieți, o să vreau să vă prezint ce o să bag la derby. 5 pui și aș vrea să vi prezint și vouă, să vă spun câteva lucruri despre ei, să știți așa cam ce porumbei bag. Deci îl avem aici pe 577. Nu știu dacă vă pot arăta inelul, dar mă credeți pe cuvânt. Îl vedeți la ce pană este. Cum să-l pun, o să se vadă, să-l vedeți voi, că e destul de greu, cred că așa. Este într-o stare bună pentru aripă, fiind mai mititel, fiind undeva la seria 2 spre seria 3. Părinții lui sunt de pe Colombodrom cumpărați, zburați în Spania. Toți porumbei mei sunt top 100, finală top 100 azi. Și acesta e singurul meu porumbel care a reușit să facă 4 clasări, dacă nu mă înșel. Are 4 clasări. E cel mai bun porumbel al meu, cel mai... Și are și multe locuri în față și are și un loc de unul. L-aș fi băgat pe fratele lui, are un frate de cuib mai mare. Nu de cuib, frate de părinți, dar mai mare. Însă ăla nu stă bine cu aripa și nu pot să-l bag. Și atunci am ales să meargă el. A zburat și 330 de kilometri, așa că cu siguranță o să facă treabă, zic eu. Așa. Hai să vedem pe cine avem aici. Mamă, ce bine este la mână. Avem aici pe 571. O femeluță foarte frumoasă. Este din femela cumpărată de la Radu Moldovan, de maraton. Mama ei este nepoată de locul 1 Barcelona internațional în 2018, porumbelul Lloyd. Această femeluță o să meargă direct la acest derby. La aripă stă foarte bine, pe mână e foarte bine, n-are decât să vină. Nu are foarte multe rezultate bune această femeluță, dar la etapa de 330 de kilometri a fost prima care a venit acasă și mă bazez că poate să facă o surpriză la acest derby. Aici îl avem pe 562, un porumbel foarte frumos mie. Părinții lui i-am dat, părinții lui sunt de pe Colombodrom, i-am dat unui băiat de aici, David, de lângă satul unde am eu voliera. Cam așa arată aripa. Părinții lui sunt de pe Colombodrom. Tot așa, nu știu exact ce loc au avut în finală, top 100, undeva la 60, cred că mai căsa, dacă nu mă înșel. Și asul nu mai știu, dar toți au as bunicel, top 100, nu e, n-am luat spuma de pe lume, dar porumbei care ar trebui să facă ceva. E singurul pui care mi-a rămas din pereche, pereche am și dat-o, dacă o să vină înapoi de la acest derby și o să vină și binișor, înseamnă că e ceva de el. El vine, mi-a venit la toate etapele, a zburat și 300, toți porumbei de aici au zburat. 300. Aici avem o femeluță foarte mică. Este vorba de 552. Este la penultima pană aici, cum puteți vedea. Antepenultima, pardon. Părinții ei
locul 25 și locul 30 pe Colombo Domnul, Spania. Ar trebui să fie cea mai bună. Frate, s-o nu mi-a mai venit de la 500, de la 330 de kilometri. Ea a venit, oricum am pus ochii pe această femeluță, că face treabă. Cum vedem la această etapă, cum o să se descurce. A venit de câteva ori în față la celelalte etape, aripă bună. Nici o să se întâmple și cred că ar mai fi acesta de prezentat. Vi-l prezint pe Vagabund. El este Vagabundul. Este scos de pui la mine din zburăturii mei. Și avem din... Uite, din păcate aici nu am niciun pui din acea pereche să zbor, dar va fi el. Îi se spune Vagabundul pentru că cât a fost pui, a fost foarte plimbăreț. L-am luat mereu de la un coleg de aici, de-al meu, Vali. L-am luat de la el mereu, pentru că ba, stătea la el, ba la mine. La etape nu pot să zic că a venit wow. Am un frate de-a lui și va merge la etape. Paripă nu stă foarte bine, după cum puteți vedea, dar... Sunt curios mai mult dacă poate să vină, el fiind așa vagabond. A fost și un probleme care mi-a mai dus și pui în altă parte. Și cum să zic, dacă vine înapoi, e vagabondul vieții mele. Dacă nu vine înapoi, e tot un vagabond și atât. Cam aceștia sunt puii care vor ajunge la derby. Și l-avem pe 589, 522, 577, 571 și 562. Ei sunt cei 5 porumbei care se duc la derby. Hai să mergem la îmbarcat, că deja e destul de târziu. Ia uitați, băieți, am îmbarcat porumbei pentru derby. 5 porumbei am băgat eu, 5 porumbei aici la toată lumea. Avem la club aici la noi 400... 4 porumbei băgați. A cam plouat toată îmbarcarea, a plouat. Ia uite că e pe-ai mei, am văzut pe aici pe undeva. Doi din ei au prins aici. Și cred că doi ar trebui să fie mai sus, da. Avem unul acolo. Nu mai focusează. Unul acolo, în spate. Mai avem aici doi și ar mai trebui să fie unul, cred că și mai sus. Doamne ajută să fie o etapă bună pentru toată lumea. Băieți, gata cu îmbarcarea. Mergem până la cineva așa în vizită. BMW-ul meu, ia uitați-vă ce spart am lipul la el. Am spart rău lipul la el. Mergem până la cineva în vizită și apoi acasă pentru mâine dimineață să așteptăm porumbe. Ia uitați-vă pe acest loc. Băi, nu am niciun stres, pe ploaie, pe vânt, bagă mare. Băieți, ne îndreptăm a doua zi spre volieră. Au intrat deja foarte mulți porumbei. Mai puțin la noi la club. Noi suntem clubul, singurul club, de fapt, bine, mai sunt câteva persoane care au zburat cu noi de la alte cluburi, dar suntem clubul care a zburat la derby pe altă rută. Noi ne-am dus drept spre Bulgaria de la noi, iar etapa de derby a fost undeva în dreapta. E o altă rută, diferența nu pot să zic e foarte mare. Cu siguranță contează la porumbei, pentru că mulți au porumbei au o memorie vizuală foarte bună și ajută să zboare pe același traseu. Dar porumbei buni ar trebui să vină. Avem câțiva colegi care au păsări. Felicitări tuturor care au participat, felicitări celor care au reușit să iau un loc în față. Mă întreb și eu spre volieră. Nu mă așteptam
să am vreun loc fruntaș, sincer, pentru că nici la 330 nu am avut vreun porumbel care să vină în față. Să am speranță că va veni și aici în față. Dar mergem și vedem. O să-i așteptăm împreună, pentru că deocamdată nu mi-au sosit niciunul. Probabil că sunt undeva la 200 de porumbei sosiți. Mergem și vedem la voliere ce se întâmplă. Băieți, o etapă foarte grea, pentru cel puțin pentru noi care am schimbat direcția de zbor. O etapă foarte grea. Este ora 3, iar primul porumbel a venit la 1:30. Primul porumbel care a intrat pe județul Argeș, nu aici lângă mine. Dar în partea asta aici la noi foarte, foarte puțin porumbei. Cred că se pot număra pe degetele de la două mâini cum ar veni. Foarte puțin. Încă trec porumbei, dar deocamdată n-a sosit nimic la mine. Să sperăm că din acești porumbei reușesc să recuperez o parte din ei. Doamne ajută! O să mai așteptăm puțin. Între timp mai manovră pe aici, mai le pun de mâncare, le mai pregătesc un alta. Între timp așteptăm să vedem dacă reușesc în ei să sosească. Din păcate, băieți, nu mi-a sosit niciun porumbel până la ora asta, e undeva la ora 4. I-am scos un pic pe băieții ăștia pe afară să iasă și ei să zboare la stol, pentru că am câțiva tardivi, să zic, între ei. Și vreau să-i scol la zbor, pur și simplu să zboare. Și n-am avut timp de ei prea mult. Văd că le place să zboare. Se vede și listul de la crescătoria oinul Alin. Și mai am câțiva pui de la ei care chiar, din fericire, sunt ok și s-au obișnuit aici. Urmează să-i mai antrenez puțin pe cei care sunt tardivi. Îi știu exact ce și cum. O să-i antrenez puțin, o să-i duc 10, 5, 10, 20 ceva de genul. Asta o să fie antrenamentul lor. Și ce vine, vine, ce nu vine, asta e. Ne vedem la primăvară. Cu părere de rău spun că nu mi-a sosit deocamdată niciun porumbel, nici nu mai pot să stau aici prea mult. Să aștept, așa că probabil o să vă anunț în comentarii în cazul în care o să mai sosească ceva. Și o să vă anunț acolo. Am în parcă 5, Doamne ajută să-mi vină 3. Mi-ar plăcea să vină 571, 577 și 552. Dacă mi-ar veni aceștia 3 porumbei, ar fi super. Dar se pare că e o etapă destul de grea și vin porumbei, au venit foarte greu la cei care au venit și din păcate la mine n-au venit deloc. Da. Vă salut, acesta a fost ultimul video cu etape pe anul acesta, pentru că urmează să despărțim tot femeile, să facem separat și ne auzim. O să mai postez, bineînțeles, episoade cu porumbei, dar nu vor mai fi etape, pentru că aceasta a fost ultima etapă cu pui din 2024. A fost un an frumușel pentru mine, fiind primul an în care zbor. Sunt foarte mulțumit de ce am reușit eu să realizez, adică am acumulat foarte multe cunoștințe și cred că anul viitor va fi un an mult mai bun. O singură chestie îmi lipsește la porumbei, răbdare. Nu am foarte multă răbdare cu porumbei. Teoretic n-ar fi trebuit să bag porumbei aceia la această etapă, fiindcă nu erau pregătiți, dar ăsta sunt eu. Îmi place să-i trimit la zbor. Vă salut și vă mulțumesc pentru tot!